Mai multe firme din țară, printre care și una din Botoșani, și-au bătut joc de banii românilor. El Saco, firmă care, printre altele, are ca obiect de activitate și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire, a invadat piața acestor dispozitive. În acest fel, consumatorilor li s-a îngrădit posibilitatea de a alege furnizorul, plătind, în același timp, tarife mai mari pentru serviciile prestate de aceste companii. În Hora a intrat pentru un timp și El Electronic. În 2010, Consiliul Concurenței, entitate care monitorizează astfel de situații, a demarat un control. Bizar este faptul că primele concluzii și sancțiuni au fost aplicate abia în anul 2017. Consiliul Concurenței a sancționat 11 companii cu amenzi în valoare totală de 3.673.681 de lei, aproximativ 798.626 de euro, pentru încheierea unor înțelegeri anticoncurențiale piața exploatării repartitoarelor de costuri pentru încălzire. Autoritatea de concurență a constatat că trei companii, SC Ista România SRL, SC Techem Energy Services SRL și SC El Saco Brunata SRL, s-au înțeles să își împartă piața, respectiv respectiv localitățile în care ofereau servicii de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire și au fixat tarifelor aferente a acestor servicii. La înțelegerea de împărțire a pieței naționale a serviciilor de exploatare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire a participat pentru o perioadă limitată de aproape un an și compania SCL Saco Electronics SRL. Președintele firmei Botoșenene, care a țepuit sute de mii de români, își asumă oarecum situația, dar se apără și susține că nu a făcut nimic în serviciul clienților. Este o judecată făcut de 10 ani de zile, e greu să-i mai dau, să mai mai dau, dau da, da, da. e, greu să-i mai dau eu acum de capăt. Este o amendă de vreo 100 ceva de mii de euro, cred că el sacă o brunata și electronic o să contestăm, pentru că electronic n-a niciun amestec în toată, discuția asta. Cât despre monopolul creat pe piața repartitoarelor, Iftime se dezice. Intenționat să contestați amenda aplicată către el s-a pentru că de electronic ați... Nu, pe el nu mai comentez. Deja Dar nu vă, cumva vă asumați. asum pentru că și-au recunoscut participarea la înțelegerea anticoncurențială, ELSACO și ISTA România au beneficiat de o reducere modică a amenzii cu 15%.